Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră financiară. Vom investi mereu! Vom investi mereu! Vom investi mereu! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună pe canalul de YouTube Investor Inteligent, aici unde rămânem alături de dumneavoastră pe drumul spre independență financiară. Astăzi vom discuta despre celebra formulă a lui Nenea Iancu. Nenea Iancu, iată, față cu reacțiunea, discutăm despre formula PMT, atât de relevantă pentru investitorii de retail, atât în perioada de acumulare, cât și în perioada de decumulare. Folosind această formulă, practic, putem realiza planificarea strategică a portofoliului nostru de investiții, pornind, bineînțeles, de la așteptările realiste și nu cele fanteziste ale randamentelor pe care le oferă piața de capital, pornind de la orizontul nostru investițional și, bineînțeles, de la obiectivele noastre investiționale. Cu alte cuvinte, această formulă ne ajută să știm de unde plecăm și unde vrem să ajungem, pentru a vedea cât de sustenabil este, nu-i așa, planul nostru financiar. Doamnelor și domnilor, așadar, formula PMT pentru etapa de acumulare, am considerat un randament așteptat în termen real de 3% pentru piețele de capital, randament analizat cu capitalizare. Bineînțeles, vom împărți la 12, dacă avem 12 luni și investim în fiecare lună, da, investim secvențial, și să zicem că avem un orizont investițional de 15 ani de zile. Da, 15 ani de zile, să spunem, atunci este momentul în care ne interesează valoarea portofoliului nostru final. De asemenea, vom introduce, să spunem, o valoare inițială, da, un lump sum, să zicem că avem 10.000 de euro deja economisiți și după aceea, sigur, vom alimenta contul de investiții cu investiții lunare până la concurența sunei, nu cum ar spune cei care se ocupă în această perioadă care se anunță a fi de recesiune, de executări silite, până la concurența sumei de 300.000 de euro, acest prag frumos, nu-i așa, de libertate financiară, de independență financiară. Ei bine, doamnelor și domnilor, dacă folosim această formulă, practic ce ne arată? Ne arată că, având așteptări de 3% pentru ince global, cu 15 ani orizont investițional, 10.000 de euro investiție inițială și 300.000 de euro final value, 300.000 de euro practic obiectivul nostru investițional, ei bine, în acest caz ar trebui să investim 1.250 de euro, da? 1.250 de euro pe lună ca să ne atingem obiectivul. Practic, asta este nevoia noastră de a ne lua risc. Da? Aici nu vorbim de abilitatea de a lua risc, nu vorbim despre dorința noastră de a lua risc. Cu alte cuvinte, sigur că vorbim și de acelea dacă ne referim că avem un anumit orizont investițional, dar în primul rând vorbim despre nevoia de a ne lua risc. Dacă noi vrem să atingem 300.000 de euro, dacă noi estimăm că piața de capital ne aduce 3% randament anualizat în termeni reali, și avem acest orizont de 15 ani, atunci suntem practic cumva obligați să investim cel puțin 1.250 de euro pe lună pentru a ne atinge acest obiectiv investițional. Bineînțeles, cu cât economisim mai mult, cu cât investim mai mult, practic scurtăm drumul de atingere a independenței financiare. Știm așadar că cu cât investim mai repede, avem un avantaj față de cei care se apucă să investească mai târziu. Acest lucru rezultă de altfel și din formula PMT. Dacă, să spunem, în loc de investiții lunare, păstrând același randament analizat de 3%, vom realiza investiții anuale, vom observa o diferență, da, și în ceea ce privește potul final, ei bine, de fapt în ceea ce privește sumele investite anual, da, în acest caz, dacă facem investiția o dată pe an, va fi nevoie să investim 15.290 de euro anual, da? Pe când dacă am fi făcut-o lunar, iată, încă o dată ne arată acest lucru ce important este să încep să investești cât mai repede. Dacă am fi făcut-o lunar și apoi am fi înmulțit suma cu 12, aferent, bineînțeles, aferentă celor 12 luni, iată, ne-ar fi dat o valoare mai mică pe an. Deci, din nou, este important să investim cât mai devreme, cel mai devreme dacă s-ar putea, da, cum avem banii să-i și investim. Alminteri, sigur, această idee de dollar cost averaging, investiție constantă din fluxuri viitoare de capital,
iată, este și ea sustenabilă în măsura în care respectăm aceste inputuri pe care noi le-am introdus aici, adică iată, avem 15 ani orizont investițional, vrem să atingem 300.000 de euro la finele perioadei de investiții. Pornim cu un capital de 10.000 de euro, am presupus că nu avem, nu e așa, neapărat foarte mulți bani economisiți. Atingem și vrem să, adică este nevoie să mai adăugăm încă 1.250 de euro pe lună ca să ne atingem un pic. Bineînțeles, pot fi persoane care au deja un lump sum, da? Au 100.000 de euro și vor să atingă în 15 ani suma de 300.000 de euro, aferentă acelei rate sigure de retragere despre care noi am tot discutat, acea rată valabilă în noua normală economică de 3%. Asta ar însemna undeva la 9.000 de euro pe an, undeva la 750 de euro pe lună, spun eu, o valoare rezonabilă, da, pentru a acoperi nevoile consumului în viitor. Bineînțeles, indexat cu inflație. Iată, dacă am avea 100.000 de euro deja capital, atunci efortul nostru se practic înjumătățește, da? De la 1.250 de euro pe lună, acum noi practic trebuie să mai investim doar jumătate în această sumă, doar, iată, 630 de euro pe lună. Deci asta înseamnă un fel de coasting to retirement. Înseamnă practic că noi practic ne bazăm mai mult pe puterea de compunere a banilor deja economisiți, practic banii muncesc pentru noi, iar aportul nostru este din ce în ce mai mic. Sigur că aici am putea, folosind acest exemplu, să mergem mai departe, să spunem că avem 150.000 de euro. Atunci, iată, din nou, acest aport al nostru se practic îi jumătățește încă o dată, deși eu nu am mărit capitalul inițial decât cu 50.000. Și o să ziceți, păi da, dar cum ai făcut magia asta? Nu e nicio magie, e vorba de puterea dobânzii compuse, denumită de Albert Einstein ca fiind a, nu știu cât, a opta minune a lumii sau ceva de genul ăsta. Într-adevăr, asta este magia, dar nu este ceva fermecător, este pur și simplu dobândă compusă, este pur și simplu matematică. Da? De aceea am venit aici să calculez alături de dumneavoastră cu formula PMT ce sume ar trebui să investim lunar în funcție de orizontul investițional, de când ne așteptăm să ne aducă piața de capital, de capitalul nostru de start și de obiectivul final. Și în felul ăsta, practic, ne dăm seama ce trebuie să facem, adică nu mai ne căcăm pe noi când vine scăderea. Pentru că noi urmărim un anumit obiectiv. Bineînțeles, toate aceste valori pot fi ajustabile. De exemplu, aici putem considera, nu? Putem considera un randament al pieței de capital de 4,5%. Pe, în cazul ăsta mai venim și noi cu, nu știu, 20 de euro pe lună și ne îndeplinim obiectivul. Adică, practic, ce ne spune la chestia asta? Păi ne spune că dacă avem 150.000 de euro și piața de capital aduce 4,5% randamentul anualizat pentru următorii 15 ani, noi, practic, nu trebuie să mai investim nimic. Adică, ghiciu percă cei, suntem deja independenți financiari, suntem deja liberi financiari. Practic, putem acum să mergem în oraș, să mergem, să facem o plimbare prin Herăstrău, să bem o cafeluță și să stăm liniștiți, relaxați, pentru că banii muncesc pentru noi. Sigur, pe parcursul celor 15 ani vor munci în continuare, indiferent de intemperiile de moment. Iată cum ne putem juca cu cifrele, iată cum pot influența aceste cifre, practic, planul nostru, cum poate fi ajustat. Eu, mie îmi place să fiu conservator, cât mai conservator, astfel încât pentru etapa de acumulare voi asuma 3% randament așteptat pentru equities, voi considera un orizont investițional mediu, n-am pus aici orizontul de pensie, că deja dădeau aberații, adică deja ajungeam să îmi dădea o sumă pozitivă. Apropo, De ce dă această sumă negativă? Pentru că, atenție foarte important, această formulă este presetată să dea rezultat negativ. Formula PMT este gândită pentru plata unor, nu știu, credite, genul ăsta de operațiuni. Deci pun minus în față ca să dea rezultat pozitiv. Da? Punem aici minus ca să ne dea rezultat pozitiv. Eu, cum spuneam, sunt conservator, voi considera 3% pentru indice global. Am luat un orizont investițional mediu de 15 ani, să nu fie nici 30, da, 30-35 orizontul de pensie. Și aici, sigur, putem pune ce capital avem noi de start. Nu știu, haide să lăsăm 10.000 de euro cât era capitalul inițial. Părerea mea, 300.000 fiind un obiectiv absolut rezonabil pentru România, da, pentru o persoană, sigur, dacă vorbim de familie, acolo s-ar putea să crească așteptările, dar și noi calculăm independența financiară per individ, dar nu calculăm la grămadă, că nu există așa ceva. Bun, folosind aceeași formulă a lui Nenea Iancu, și dacă vreți, eu vă mai cânt din repertoriu cu Nenea Iancu,
Mai vreți cu Nenea Iancu? Cum să nu mai vreți cu Nenea Iancu? Aleo, aleo, Nenea Iancu investește la mișto. Alei, alei, ți se duc banii pe apa sâmbetei. Și Iancu Guda are becidax. Iancu Guda are becidax. Iancu Guda are becidax. Iancule, uită-te, betul tău pe unde e? Iancule, uită-te, betul tău pe unde e? Și vom investi mereu. Vom investi mereu. Vom investi mereu. Cei ce au banii pe bet, cei ce au banii pe bet, au avere berechet, au avere berechet. Și acasă și deplasare, și acasă și în deplasare, betul e indice mare, betul e indice mare. De n-ar fi brocării hoți, de n-ar fi brocării hoți, cu bet s-ar ajunge toți, cu bet s-ar ajunge toți. Ca să vadă Nenea Iancu, ca să vadă Nenea Iancu, cum se duc toți banii dracu, cum se duc toți banii dracu. Ca să vadă și căruța, ca să vadă și căruța, cum e să ne pape puța, cum e să ne pape puța. Bine, mă! Vom investi mereu! Vom investi mereu! Iancule, uită-te, betul tău pe unde e? Iancule, uită-te, betul tău pe unde e? Iancu Guda, dacă avea banii mei, nu mai muncea. Ale, 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 ale. Așa mă place, îmi place energia asta pozitivă. Pozitivă energia, la fel ca și rata de retragere sigură din portofoliu. Continuăm, doamnelor și domnilor, cu formula PMT. Pentru ce? Pentru a doua etapă, etapa de decumulare, da? Etapa de decumulare este practic etapa retragerii din portofoliu, da? Ce ne arată practic această formulă PMT pentru etapa de decumulare? Este practic un fel de calcul de amortizare prin care noi vrem să transpunem ce? Vrem să transpunem această formulă, această rată sigură de retragere de 3% valabilă pentru perpetuitate, da? Acel 3% safe withdrawal rate, vrem să-l transpunem în ce? Vrem să-l transpunem în orizontul nostru investițional. Să spunem că noi avem o așteptare de viață, da, ne-am retras, suntem pensionari, de 30 de ani. Ok, avem o așteptare de 30 de ani și avem un obiectiv investițional la finele perioadei de decumulare de a nu lăsa moștenire, de a nu, practic, de a ne epuiza capitalul. Deci nu vrem capital preservation, vrem capital depletion. Și atunci vrem să calculăm care este noua noastră rată de retragere sigură, da? Pornind de la acest input important, pornind de la prezumția că 3% este o rată sigură de retragere pentru perpetuitate, luând în considerare orizontul de 30 de ani, respectiv valoarea finală 0. Ei bine, folosim formula PMT, introducem rata sigură de retragere pentru perpetuitate, 3%, după care introducem perioada, care este perioada 30 de ani, da? După care ce avem? Present value, din nou, trecem suma cu minus, da? Că minus cu minus dă plus. Și 1 este practic o valoare convențională, da? A portofoliului nostru de investiții. 0 este valoarea finală și 1 este, aici putem pune 1 sau 0, dacă practic plata se face la începutul perioadei sau la finele perioadei. Din nou, aici amânarea recompensei ajută, da? Dacă, să spunem, facem plata la începutul perioadei, adică ce înseamnă începutul perioadei? Începutul anului, că o perioadă este un an. Dacă se face plata la începutul anului, atunci este 4,95% rata sigură de retragere. Dacă se face la sfârșitul anului, și atunci trecem aici valoarea 0, de fapt vedeți că și scrie o secundă și l-am fost zărit în undă, inima încet mi-a fundă, o secundă. Deci dacă trec 1, da, vedeți 1, beginning of the period, 0, end of the period. Voi trece 0, deci practic eu voi retrage la finele fiecărui an, nu la început. E, dacă voi retrage la finele, nu la început, o punem procent și cu 20 mare, iată, deja îmi crește rata sigură de retragere. De ce îmi crește? Pentru că sunt mai puțin impactat de acel sequence of return risk, pentru că amânând recompensa, da, retrag un an mai târziu,
iată, am mai mult margin of safety. Știți că sequence of return risk ne afectează cel mai mult în primii câți? În primii 5 ani de decumulare, atunci când, sigur, nu doar că retragem bani din portofoliu, dar dacă se întâmplă să fie o perioadă din asta cu scăderi bursiere, atunci suntem de două ori loviți. De două ori loviți, cum sunt și equity-urile, doamnelor și domnilor, din țările dezvoltate precum SUA, care nu doar că sunt supraevaluate ele, equity-urile, în sensul de multipli de piață, dar de asemenea este supraevaluată și moneda. Și am avut un research absolut fantastic al celor de la Gimio, care ne arată faptul că atât țările emergente, cât și țările din celelalte țări dezvoltate, precum Europa, din Europa sau Japonia, au atât valuation-uri mult mai atrăgătoare versus America, dar și ce? Și această monedă mult mai ieftină. Și ceea ce înseamnă monedele, ele sunt un zero-sum game, ele, dar putem discuta despre supraevaluare sau subevaluare în termeni relativi. Adică dolarul este supraevaluat raportat la ce? La yenul, la yuanul chinezesc, raportat la euro, raportat la majoritatea țărilor emergente, care la rândul lor sunt subevaluate versus ce? Versus dolar. Dolarul este acum la un maxim istoric. Avem și acea idee de carry trade, da? Adică foarte mult se duc pe dolar. De ce? Pentru că au acel diferențial de dobândă în această perioadă, da? Randamentul la dolari acum e mult mai mare decât randamentul la euro. Acum am avut inflația așteptată la euro cât? 10%, da? Și este de așteptat ca Christine Lagarde la următoarea ședință a Băncii Centrale Europene să anunțe, nu, acest rate hike, această creștere a ratei de dobândă cu cât? Cu cel puțin 0,75%, chiar 1%, spun unii analiști. De ce? Pentru a recupera pe de-o parte în acest diferențial, da? Pentru că euro devine din ce în ce mai slab, euro pierde teren față de dolar, da? Și asta poate fi rău pentru, nu știu, deținătorii de cash, da? Pe de altă parte este foarte favorabil pentru deținătorii de equities. De ce? Pentru că o monedă slabă ce face? O monedă slabă înseamnă că cumperi odată și mai ieftin, când vom asista la acel mean reversion, doi la mână ce? Înseamnă că este stimulată competitivitatea acelei economii, fluxurile de capital intră și putem avea earnings growth, da? Dat inclusiv de această monedă ieftină. De aceea, equity-urile din țările emergente, cum sunt Malaezia, Thailanda, Filipine, Coreea este foarte subevaluată, minus 23% versus dolar. Da? Sunt foarte favorabile în acest moment. Sigur, avem și, pe de altă parte, problemele cauzate de țări care sunt foarte îndatorate în dolar, cum este Turcia. Da? Turcia are rezerve valutare destul de puține și datorii multe în dolari. Pe de altă parte, moneda turcă este foarte, foarte ieftină acum. Fiind foarte ieftină acum, este posibil ca randamentul așteptat să fie foarte bun. Pentru că câștigi odată din ce? Odată din valuation și odată din currency mean reversion, da? Din revenirea la medie a valuation-ului, în ceea ce înseamnă și monedele. Monedele, chiar dacă sunt un tocmai pentru că sunt un zero-sum game, da? Monedele nu o să câștigi pe termen lung că ții bani în dolari, niciodată. Da? Și atunci poți paria dacă faci beturi tactice pe acele țări care sunt odată subevaluate din punct de vedere al lecurilor și odată subevaluate din punct de vedere valutar. Și foarte interesant concluzia, foarte interesantă concluzia celor de la Gimio, au zis, ok, dacă, acum depinde de preferințele tale, ei favorizează chiar dacă țările emergente ar putea avea probleme de balance of payments, probleme de, cum am spus, probleme de a serviciu datoriei în dolari, da? Favorizează țările emergente, chiar și cu aceste probleme, pentru că sunt foarte subevaluate atât din punct de vedere al monedei, cât și din punct de vedere al equity. Dar cei care sunt mai conservatori pot paria acum pe zona euro. Zona euro, de ce? Valuation-ul din nou atrăgătoare, moneda euro peste 20% redusă față de dolar. Repet, asta te poate afecta pe cash, da? Pentru că nu ai acel randament din carry, dar nu te afectează pe equities. Din potrivă, pe equities tu vrei monede cât mai subevaluate. Da? Și ăsta mi se pare un moment foarte interesant. Un moment foarte interesant pentru cei care vor să aloce capitalul și pentru cei care sunt în etapa de acumulare. Pentru că în etapa de acumulare, sequence of return risk te avantajează. Da? Tu dacă investești în astfel de momente, probabilistic vorbind, dacă menții, bineînțeles, diversificarea portofoliului și acel orizont investițional, probabilistic vorbind îți mărești ce? Cum spunea Nassim Nicola Stavele, probabilitatea de a avea succes pe termen lung. Acțiunea superioară în acțiune. Țineți minte. Trei cuvinte, Vadim Turul președinte, sigur că da. Deci, este important
ca investitorii să cunoască aceste randamente așteptate, să cunoască practic valoarea fundamentală a investițiilor acolo unde alocă capitalul și să-și facă un plan, un plan cât se poate de sustenabil, da? Care este randamentul așteptat pentru indice global? 3%. Ok. Aici, așa cum puteți vedea, nu am introdus variabila extrem de importantă, spun eu, denumită volatilitate sau denumită, dacă vreți, acest sequence of returns. Vedem mai sus, da? Avem 3 cazuri cu average return 5%, dar randamentul analizat diferă. De ce? Pentru că modul cum sunt distribuite randamentele. Deci este practic un exemplu foarte simplist cu un randament liniar, da? Mediu liniar. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa, pentru că, sigur că bursa nu este un random walk, adică, dar este volatilă, da? Adică randamentele pot fi plus 30, minus 50, plus 70 și așa mai departe. De altfel, vedeți și aici, iată, cum ne afectează pierderile de portofoliu, avem și acel, ceea ce se numește portfolio size effect. Ce înseamnă portfolio size effect? Păi dacă eu am 200.000 de euro și bursa scade cu 25%, atunci ce rezultă? Păi rezultă că am pierdut, nu 25%, rezultă că am pierdut 50.000 de euro, boss. Adică în valoare absolută, pierderea e semnificativă. Și după aia, în termeni procentuali, dacă am pierdut 25%, trebuie să câștig 33% ca să recuperez. Deci e mai greu cumva, da, cu căruța cu bani la deal decât la vale. Știi? La deal urcă mai greu. Asta e singura problemă, știi? Alminter te poți, apropo de hedging, știi, te poți hedgui bine. Dacă tu, să spunem, vinzi altora iluzia unor randamente spectaculoase, da? Pentru că în momentul ăla nu te mai afectează scăderile bursiere. Dacă însă ești onest, dacă însă vrei să, cum să spun, să fii corect cu tine însuți și corect până la urmă și cu ceilalți, trebuie să iei în considerare realitatea. Care este realitatea? Păi asta este realitatea în care eu am expected return 3% la indice global și vreau mai mult, nu-s mulțumit, ok? Dreptul meu până la urmă, știi? Că nu mă obligă nimeni să iau una și urâtă și proastă, știi? Dreptul meu să vreau mai mult, dar mai mult risc în cazul de față, da? Adică investițiile, doamnelor și domnilor, nu sunt un freelance. Ne luăm mai mult risc dacă vrem, nu? Randamente superioare, fără a avea însă acea garanție. De aceea, într-o piață eficientă, cum este piața globală de capital, este foarte importantă diversificarea, pentru că practic riscurile idiosincratice nu ne recompensează și pot fi eliminate prin această diversificare. Da? Adică dacă am 10 active care toate aduc 10%, n-are niciun sens să investesc într-unul singur, pentru că investind în toate, eu de fapt obțin același randament așteptat, dar ce fac? Diminuez riscul. Cam asta este și ideea rebalansării de portofoliu. Rebalansarea de portofoliu practic îmbunătățește ce? Randamentul ajustat la risc, dar s-ar putea să nu îmbunătățească randamentul total. Sunt niște cercetări făcute care ne arată că portofoliile nerebalansate, da, ar putea avea randamente excedentare. Dar scopul nostru este de a fi, de a fi cei mai bogați, cum se spune, era o vorbă, pe piatra ta de mormânt să scrie că ai fost cel mai bogat, sau să, până la urmă, să ții cont de managementul riscului, până la urmă să te intereseze să nu, ca portofoliul tău să nu ia foarte rău la vale sau ca tu să nu fii foarte afectat de scenariul în care lucrurile o iau razna și trecem pe momentul negativ. Și asta este ce v-am spus întotdeauna. Cei care spuneau, domne, investițiile X-Factor, bag 5% în Bitcoin. Ok, și ce faci? Pentru că tu, dacă ai rebalansa mereu și ai menține Bitcoin-ul în acel 5% sau l-ai lăsat să fluctueze foarte puțin, genul 75%, tu de fapt nu câștigi acel 3000%, 30.000% sau cât naiba face, a făcut Bitcoin, bine, în mod speculativ, nu contează, dar nu beneficiezi de acea creștere. Și atunci tu beneficiezi mai pe momentul pozitiv, adică cumpăr de 5% Bitcoin și las to the moon, da? To the moon. Numai că uneori trebuie să mai revenim ca și acum și cu picioarele pe pământ. Da? Pentru că aceste povești, sigur că poate fac bani, poate fac profit, dar fac profit pentru șmecheri, nu fac pentru noi profit. Da? Fac profit pentru cei care cumva sunt fie în vârful acelor scheme Ponzi, fie pur și simplu câștigă din vânzarea acelei povești. Doamne și domnule, dacă sunteți la început de drum și nu aveți experiență pe piețele de capital, ia porumbul cu sărică să te bronzezi la păsărică.
20% discount și în această lună pentru ghidul investitorului începător în format complet e-book plus video. Puteți să vă creați aici practic un portofoliu simplu și eficient, să nu stați să pierdeți timp pe piața de capital, ci să vă bucurați de timpul liber pe care îl aveți sau să produceți bani nu din venitul activ și aici pur și simplu să automatizați procesul. Deci acest ghid nu este de a crea un portofoliu complex și dificil și nu. Este de a simplifica cât am putut de mult, ținând totuși cont de riscul investițiilor financiare, ceea ce ar trebui să presupună, nu, o investiție eficientă pe piața de capital. Bineînțeles, cei care doresc să intrăm în mai multe detalii, cei care doresc practic să-și customizeze un portofoliu de investiții, au acces și la coaching one-to-one, pot discuta cu mine și acolo sigur că discutăm și de smart beta, discutăm și de value factor, discutăm și de tilturi regionale, discutăm de ce vreți voi. Discutăm și de femei, de ce nu, de ce să nu discutăm? Deci discutăm de absolut orice. Da? Deocamdată, mi se pare că acest ghid al investitorului începător este absolut arhi-suficient pentru un investitor de retail în România. Consider că un produs mai avansat nu ar face decât să fie în ajutorul vânzărilor, poate mele, dar nu în ajutorul dumneavoastră, pentru că complexitatea este un cost, simplitatea este un alfa. Cine are întrebări suplimentare poate veni la mine și le lămurim în ședința de coaching. Nu aveți nevoie de un ghid al investitorului avansat din punctul meu de vedere. Dacă însă vor fi cereri în acest sens, voi crea și un astfel de produs pe viitor. Din punctul meu de vedere, respectând principiile lui Pareto cu 20% în efort, 80% în rezultat, cea mai simplă, cea mai bună soluție este ceea ce am deschis în ghidul investitorului începător, chiar dacă, sigur, anumite parametri s-au mai modificat, de atunci am avut inflație, balanța rizicilor s-a modificat. Ceea ce face anumite investiții descrise acolo chiar mai interesante decât la momentul la care am lăsat acest ghid. Nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor, cei care doresc să aibă acces la toată munca mea de research în domeniul investițiilor și pentru transparența totală, inclusiv la portofoliul meu de investiții, așa cum este el astăzi, atât pe piața locală, cât și mai ales pe piețele internaționale, acolo unde diversific majoritatea investițiilor, vă puteți abona și pe patreon.com/investitorinteligent, aici unde pentru un abonament modic de 9 euro pe lună aveți acces practic la toate mișcările mele din portofoliu, la toate analizele pe care le fac atât pe companii individuale cât și pe ETF-uri internaționale, la update-uri constante de portofoliu, astfel încât să vedeți, dacă sunteți interesați, procesul meu de gândire, cum practic îmi diversific investițiile în ceea ce înseamnă alocare strategică, ce bet-uri tactice aduc și cum profit de această volatilitate care este astăzi, iată, în creștere, VIX-ul peste 30, nu a depășit încă 40, această volatilitate în crește, acest indice al fricii pe piața de capital, practic ce făcând? Practic tiltuindu-mă în anumite regiuni, cum spuneam, atât cu valuation-uri atrăgătoare, dar și cu monede ieftine. De asemenea, dacă vreți să vă abonați și pe un an de zile, beneficiați de o extra reducere de 16% practic din ceea ce ar fi însemnat acest cost lunar. Atât de aici, doamnelor și domnilor, mergem înainte, că înainte era mai bine, rămânem împreună pe drumul spre independență financiară și forța investitorii de retail din România, forța Iancu Guda până la urmă. Vom investi mereu! Vom investi mereu! Vom investi mereu!